Liderul clasamentului Fortuna Braz și-a consolidat poziția în clasament după victoria obținută în fața târgoviștenilor de la FCM Târgoviște. Băieții lui Edi Ordănescu au controlat prima repriză categoric, finalizând prin două goluri spectaculoase marcate mai întâi în minutul 37 prin Antohi, care a închis tabela de scor, marcând și în minutul 92. Al doilea gol a fost punctat de Cioinac în minutul 44. Partida dintre Fortuna Braz și FC Municipal Târgoviște s-a terminat cu scorul de 3-1 la pauză, 2-0 pentru echipa brahoveană. Meciul s-a disputat în nocturnă pe stadionul Astra din Ploiești. Pentru învingători au marcat Antohi în minutele 37 și 92 și Cioinac în minutul 44. Respectiv Cernea minutul 77, a fost un meci la discreția Fortunei Braz, care a stăpânit terenul, a avut posesia, a stat mai mult în jumătatea și întregimea adversă de teren. Municipal Târgoviște a ripostat cu o apărare închisă, protejată de un zid făcut din închizătorii Timofte și Căldău, dar antrenorul brahovenilor, Edi Iordănescu, a avut o găselniță și a folosit o tripletă ofensivă alcătuită din Buhuș, Elec și Antohi, iar pe banda dreaptă l-a utilizat în rol de extremă pe Vali Munteanu. Târgoviștenii au resimțit șocul și nu s-au mai concentrat suficient. I-au mai primit încă una în moalele capului, în minutul 44, atunci când mijlocașul la închidere, Cioinac, a avansat ca forță în plus în atac, a șutat de la 17 metri și portarul Secheru s-a trezit cu obiectul muncii în plasă. În repriza a doua, băieții lui Gigi Manea au încercat să micșoreze avantajul gazdelor, reușind să marcheze golul de onoare prin Cernea, care a executat o lovitură liberă. De la 25 de metri foarte bine, însă tabela de scor a arătat 2-1 doar pentru 2 minute. Antohi, cel care a înscris scorul, a încercat să întoarcă din nou rezultatul și a trimis balonul în poarta lui Radu Zegheru, scorul final rămânând 3-1. Etapa viitoare FCM Târgoviște va fi gazda celor de la Avântul Reghin, care au acumulate 11 puncte și minus 10 la Adevăr. Tot brahovenii au fost la cârma jocului, tot ei au stat mai mult în preajma porții lui Zegheru, tot ei au avut ocaziile de a marca, însă de fiecare dată la șuturile lui Buhuș, Elec, Antohi, Cioinac și din nou Antohi în bară, Radu Zegheru a fost omul potrivit la locul potrivit. Târgoviștenii au avut ceva mai mult tupeu și răutate după minutul 75, iar în minutul 77, Cernea din lovitură liberă de la 18 metri a redus din diferență. Fortuna Braz a încercat să securizeze această victorie și a făcut un joc de așteptare și a betonat apărarea și a mizat pe contraatac. Unul dintre acestea, în minutul 92, a fost finalizat de către Antohi, care l-a surprins pe portarul Zegheru, trecând de marcajul prea lejer al lui Coman și al lui Neagu. Jucătorul meciului, Andrei Antohi, două goluri, evoluție foarte bună, dar o evoluție la fel de bună a avut și portarul târgoviștean Radu Zegheru. În etapa viitoare, Municipal Târgoviște este condamnată să câștige partida de acasă, de pe stadionul Academia Gheorghe Zotic, cu amărășteana Avântul Reghin, care are 11 puncte și minus 10 la Adevăr. În cazul unui succes, târgoviștenii îi vor lua fața echipei de pe Mureș,